Județul Suceava se află sub cod galben de nisori, valabil până miercuri 9 februarie. Însă în județ nu sunt probleme deosebite, circulația desfășurându-se în condiții de iarnă. Avem cod galben până pe 9 februarie, ora 11. Codul constă în precipitații 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat, în general sub formă de nisoare. La momentul actual, situația pe drumurile județului se desfășoară normal. Toate drumurile sunt la negru. Pe această cale vreau să invit participanții la trafic la multă precauție și un condus prudent, având în vedere că încă suntem în condiții de iarnă. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a aprobat înființarea în vârful pasului Mestecăniș a unui punct de sprijin, adică a unei baze de aprovizionare cu material antiderapant. La ora actuală, secția de drumuri Câmpul Lung Moldovenesc, împreună cu Primăria Pojorâta, încearcă să găsească soluții pentru degajarea acelei suprafețe de 400 de metri pătrați în vederea instalării punctului de sprijin. Utilajul încărcător deja a fost mobilizat, urmează ca imediat cum ajunge materialul în zonă să fie dispus și acel utilaj. Încă o dată, acel punct de sprijin va funcționa doar pe perioada avertizărilor de cod și în special în sezonul rece.